Scuorul Catedralei Mitropolitane, Nașterea Domnului, a prins viață. Cele 20 de decorațiuni în formă de epuraș, ouă gigante, figurine de îngeri și lumânări au fost deja instalate și vor fi aprinse vineri seara, când va fi conectat iluminatul artistic. Potrivit autorităților municipale, în acest an nu au fost alocați bani pentru aceste lucrări, așa cum obiectele de decor folosite sunt cele de anul trecut. Oamenii salută idei autorităților, dar spun că le lipsesc târgurile care se făceau altădată de sărbători. Să vă zic sincer, eu nu locuiesc în Moldova, deja în vară o să fie 13 ani și uite, anul ăsta primul an am venit când am văzut decorații, că înainte nu se făceau decorațiile astea. Așa că mă bucur, ne-a spus de mult acum să le văd. Trebuie zi sărbători, dar cu regret nu avem cu cine le întâmpina, copiii toți plecați. Veneam cu copiii, primeam o satisfacție, dar acum nu văd nici... E bine că se face. Ele cu adevărat în acest an sunt mult mai frumoase, chiar dacă au fost și în anul precedent. De ce? Pentru că noi am început să vedem lucrurile cu alți ochi, reieșind din faptul că suntem sănătoși și că am ajuns să vedem aceste frumuseți. Ele ne ajută să simțim altfel Paștele. Autoritățile capitalei anunță că decorațiunile vor rămâne în scoarul catedralei până la Paștele Blajinilor.